Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de ce se mai întâmplă pe internet. Am luat acest start al seriei cu episodul cu Dorian Popa, care a ajuns aproape 200 de vizionări și câteva like-uri acolo. Sincer, la like-uri nu m-am uitat și am zis că, bă, de ce să nu facem o serie din asta care, din când în când, vedem ce se mai întâmplă pe internet, una alta, o știre nouă, ce apare, ce dispare, bineînțeles. În acest videoclip vreau să vorbim despre faza că GTA 6, nu știu dacă zilele trecute, dar cred că zilele trecute, nu mai țin minte pe cât, a ieșit Rockstar pe Twitter și a postat că în early December o să apară trailerul de la GTA 6. Acum toată lumea speculează că o să fie în felul următor, cum a fost și la GTA 5, un trailer, un baby trailer, și undeva pe la jumătatea anului viitor să vină și trailerul cel mare, și se speculează ca spre sfârșitul 2024, începutul 2025, să apară și jocul, să apară și GTA 6. Bineînțeles. Până early December, asta ar însemna undeva, cred că ori în prima, ori în a doua săptămână a lui decembrie, cam pe acolo se, că early, că altfel alt early nu ar fi altul. Și na, sunt bucuros să aud treaba asta, pentru că foarte multă lume vorbea că, bă, când mai apare GTA 6? Când apare GTA 6? Și pentru că ei au sărbătorit, cred că pe 8 noiembrie, cred că au sărbătorit 25 de ani de la înființarea companiei Rockstar, și pentru că au fost cu aceste aniversări, la nu știu câți ani de la GTA 3, la nu știu câți ani de la GTA San Andreas, Vice City și așa mai departe, uite că toată lumea a speculat că, bă, Rocktember, cum l-au denumit toată lumea, fanii lui Rockstar, pentru că mereu Rockstar a anunțat jocuri sau a postat trailere la jocurile lor, în cea mai mare parte în luna octombrie. Uite că n-a venit în octombrie, a venit la început de noiembrie această mare veste, pentru că toată lumea aștepta acest joc și încă îl așteaptă cu sufletul la gură. În altă ordine de idei, din ce am înțeles eu, toată lumea a început să pună întrebări pe Twitter: GTA 6 vine, GTA 7 când? Din ce am înțeles, și asta se speculează de foarte mult timp, până să apară GTA, până să se anunțe GTA 6, s-ar putea ca ăsta să fie ultimul joc din franciza Grand Theft Auto. Și vă zic și de ce, pentru că și Rockstar și cei care au mai dat leak-uri și așa mai departe și au pus postări cu GTA 6, că ar trebui să ne bucurăm de acest joc cât mai putem, adică de GTA 6, pentru că s-ar putea să fie ultimul din franciză. Și sincer, în afară pe plan financiar, nu aș mai vedea rostul să mai continue un alt joc. Nu sunt un fan mare GTA 5, nu m-am jucat și nu m-a pasionat GTA 5, sincer să fiu. Adică cu treaba asta cu schimbatul a 3 caractere și mai departe nu m-a fascinat. În schimb, GTA-ul care rămâne la sufletul meu este GTA San Andreas. Cred că toții au la suflet GTA San Andreas sau Vice City, bineînțeles, cu toate că Vice City am jucat mai mult când eram mai micuț, dar când eram mai micuț eu nu conștientizam unele lucruri decât făceam misiuni și atâta tot. Na, eram mic. Dar, sincer, jucându-mă după atâția ani, rejucându-mă GTA San Andreas și terminându-l, GTA 5 mi se pare total o porcărie. Da, frate, e șmecher că vine cu unele îmbunătățiri pe baza de online și 5M, dar sincer, în rest, nu sunt mare fan. Dar sincer, dacă GTA 6 o să merite de la poveste, acțiune și, bine, grafica nici nu mai punem problema și așa mai departe, că e ce trebuie, e top, top. Dar dacă o să mă captiveze povestea și o să mă țină cu sufletul la gură, cu siguranță o să-l jucăm aici pe canal când o să apară la anul, în 2024-2025, încă nu se știe nimic. Poate vor să dea o dată de lansare a jocului cu acest trailer când o să apară în decembrie, ori vor să dea o dată de lansare a trailerului mare, unde să prezinte pe scurt jocul mai în detaliu, dar na, vedem ce o să fie în decembrie.
fraților, cam atât să fie și cu acest episod. Sper că vă place și această idee cu o nouă serie, să mai venim din când în când pe internet, să ne dăm cu părerea la ce se mai întâmplă pe internet, bineînțeles, în seria asta, atunci când apare un joc nou sau se vorbește despre anumite lucruri sau așa mai departe, ce se întâmplă pe internet o să începem să vorbim aici, bineînțeles. Da, până data viitoare, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, share, subscribe, uitați că în descriere aveți link-ul de la contul meu de TikTok, unde și acolo facem live-uri din când în când și postăm videoclipuri și faze, funny sau ce reușim să facem pe anumite jocuri, bineînțeles. Și nu uitați să apăsați și pe acel clopoțel pentru a primi notificare când sunt live sau când postez un videoclip nou. Până data viitoare, eu am fost Jirese și ne auzim în următorul live sau episod, bineînțeles. V-am pupat, pa, pa.